pot să iau o decizie. Nu știu ce să aleg. Mi este atât de neclar încât nu mă simt paralizată și nu pot să fac nicio mișcare. Poate ai auzit și tu asta. Este un lucru pe care îl spunem des, ni-l spunem des și ce cel mai trist este că de multe ori chiar avem senzația că nu avem de ales. Nu doar că nu alegem, ni se pare că nu avem de ales. Și există multe minusuri aici, dar cel mai important este faptul că ne blocăm, ne paralizăm pe noi în niște poziții de victime, de neputincioase și realitatea este că nu suntem acolo. Realitatea este că avem mereu de ales. Despre asta vreau să povestim astăzi, despre faptul că mereu avem de ales și cum poți să folosești asta în mod practic, să îți dai seama ce ai de ales și cum să faci lucrurile altfel. Mă bucur că ai revenit alături de mine și o să-ți spun o poveste personală ca să-ți exemplific mai clar lecția de astăzi. Povestea este de ceva ani în urmă, în 2010, când eram eu într-o relație cu cineva de vreo 6 luni, 8 luni, ceva de genul ăsta. Locuiam în aceeași casă și la un moment dat, unul dintre colegii mei de muncă, un inginer mai în vârstă, foarte înțelept, cu care mă înțelegeam foarte bine, începe să-mi pună întrebări și zice: "Ok, Cristina, și cum ești? Bine, și ce faceți? Care sunt pașii următori?" Și cred că știi și tu cât de enervant e când cineva pune întrebarea asta. Și am zis: "Da, dar de ce să mă grăbesc? N-am niciun motiv să mă grăbesc, n-am luat nicio decizie și nu mă grăbesc să iau decizii." Iar omul acela mi-a spus o chestie foarte faină care a rămas cu mine de atunci. Mi-a spus-o în engleză, ți-o voi spune așa cum mi-a spus-o și el și după aceea ți-o explic ce mi-am extras de acolo. Cristina, not making a decision, it's still a decision. Cristina, să nu-ți iei o decizie, este o decizie în sine. Și am rămas cu acea idee. Pentru că realitatea asta era. Eu spuneam că undeva nu mă grăbesc, mi se părea că este ok să rămân într-o situație în care, de fapt, eu nu voiam să fiu. La ceva luni distanță, am pus punct acelei relații și mi-am văzut de viața mea. Pentru că realitatea asta este. Eu, în practică, alesesem să nu mă căsătoresc cu persoana respectivă de la bun început. Doar că nu am vrut să-mi recunosc mie, n-am vrut să recunosc mai departe. Era greu să-mi asum asta. Și asta vreau să reții și tu. Când nu iei o decizie, de fapt, iei o decizie. Iei o decizie de a rămâne în aceeași situație și de obicei alegem răul cunoscut pentru că ne este frică de schimbare. Nu este ăsta singurul motiv, bineînțeles, dar în practică, asta este principalul, faptul că ne este frică de schimbare, ne este frică de necunoscut și atunci alegem răul care ne este cunoscut. Mai bine cu răul cunoscut decât să mă avânt în necunoscut. Poate ai auzit și tu asta. Al doilea motiv care ne ține blocați și ne face să ne mințim pe noi că nu avem de ales sau că nu știm să alegem este faptul că nu avem claritate nici pe rezultat și nici pe pași. Sau ne mai este și frică de a nu greși, de a nu da în bară, de a nu ne trezi într-o situație pe care să nu putem să o gestionăm. Astea sunt alte motive. În practică, cel mai rău, zic eu, este să credem că nu avem opțiuni și să ne convingem pe noi însene de faptul că nu avem opțiuni de fapt. Avem opțiuni, dar nu le vedem. Despre asta vreau să povestesc și o să-ți dau și câteva soluții. Vreau să-ți reamintesc că mereu avem de ales, chiar și atunci când ni se pare că nu, și mereu luăm decizii, chiar și când ni se pare că nu luăm decizii. O să vreau să-ți ofer 3 soluții, exerciții pe care să poți să le aplici tu singură și în același timp vreau să-ți reamintesc că nu este nevoie să faci tu singură această călătorie. Nu este nevoie să treci singură prin procesul ăsta de transformare. Dacă vrei să te ghidezi și să te ajut și să te susțin în această transformare și să faci transformarea, să-ți iei deciziile mai ușor, îți las detalii în descriere legat de cum ai putea să lucrezi alături de mine și ne auzim cu drag să vedem cum putem colabora cel mai bine încât să te ajut pe calea cea mai simplă. Acum, revin la cele 3 soluții pe care ți le-am propus. În primul rând, ce aș vrea eu să-ți amintești este faptul că mereu luăm niște decizii și facem niște alegeri. Ele pot să fie conștiente sau inconștiente. De obicei, când rămânem într-o situație, într-un loc,
într-o chestie care nu e benefică pentru noi, poate nici măcar nu vrem să fim conștienți și băgăm sub preș acest aspect doar ca să nu ne recunoaștem nouă că noi alegem, da? Și primul lucru, prima soluție este să devii conștientă de alegerile tale. Chiar și atunci când spui eu nu iau o decizie în situația asta, fii în același timp conștientă, devino conștientă de ce păstrezi. Ok, nu vreau să schimb. Adu-ți aminte ce păstrezi de fapt. Da? Adu-ți aminte și gândește-te la faptul că tu rămâi poate blocat acolo, că ți-e frică de o schimbare, ți-e frică de eșec, ți-e frică să nu-i rănești pe ceilalți, să nu pierzi oameni dragi, să nu superi pe cineva, da? Sunt multe motive. Dar alege conștient, pentru că în momentul în care tu ți-aduci în față și vezi cu adevărat și nu te mai minți pe tine legat de ce păstrezi, altfel vor fi lucrurile. Asta este prima soluție. Al doilea punct pe care vreau să ți-l propun este să-ți faci o listă pro și contra pentru ceea ce vrei să faci. În momentul în care vrei să iei o decizie, vrei să faci o schimbare, fă listă cu pro și contra. Astea sunt opțiunile cele mai simple și pe care le poți tu aplica oricând. Și ce îți recomand la fiecare exercițiu, când faci asta, alocă-ți măcar 15 minute. Chiar dacă aparent ai zice, nu-mi vine nicio idee, nu știu. Stai acolo, nu da bir cu fugiții, pentru că evident că în prim stadiu vei bloca ideile. Vei bloca orice urmă de claritate și atunci nu o să-ți vină ideile în primele minute, mai ales dacă n-ai exercițiu cu chestia asta. Deci, la fel, la primul exercițiu cu alegerile conștiente, alocă-ți 15 minute, la al doilea și la al treilea la fel și ce e foarte important, dacă îți știi direcția personală de claritate sau direcția de claritate pe care o mai dau eu din când în când, folosește-o și pe aceea pentru că o să ajute și o să intensifice procesul. Deci, primul exercițiu, alegeri conștiente versus neconștient și reamintește-ți ce alegi atunci când alegi. Da? Care este situația pe care o păstrezi? Al doilea este să faci lista cu pro și contra, da? Schimbării respective și pro și contra, de ce stau unde stau. Iar al treilea punct este să stai tot așa 15 minute, să-ți scrii intenția, să-ți setezi intenția, să ai claritate. După care să-ți pui rezultatul dorit, ce vrei, cum ai vrea să se schimbe lucrurile. Să spunem că tu ești într-un job pe care, nu știu, nu te reprezintă, nu-ți place. Bun, scrie ok, îmi doresc jobul în care să pot să fac asta, asta, asta. După care, de aici, poți să vezi și poate ți se pare n-am nicio soluție. În momentele acelea, setează-ți intenția să-ți vină soluțiile și începe să notezi orice soluție, oricât de mică, oricât de absurdă, oricât de nepotrivită pare în momentul ăla. Nu trebuie să-ți iei decizia atunci, dar ideea este să faci pașii către decizie. Ideea este să faci pașii conștienți spre ceea ce îți dorești de fapt și să poți să ieși din acea zonă de blocaj, de stagnare. Iar varianta asta a treia merge foarte mult, mai ales dacă ți se pare că n-ai nicio opțiune și că n-ai de ales. În realitate, repet, avem de ales. Mâine o să povestim o ușoară continuare, așa, are legătură cu deciziile, dar are legătură cu fricile și cu valorile, cu faptul că noi oamenii spunem că noi ne trăim valorile, dar nu totdeauna facem asta. Și o să-ți povestesc că asta a fost o lecție foarte interesantă pentru mine. Sper că ți-a fost de folos, nu uita, dacă vrei să lucrăm împreună, sunt aici pentru tine, dăm de veste și cu drag, abia aștept să te ghidez și să te ajut. Te îmbrățișez cu foarte mare drag!